Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri 31 martie. Și acum să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, ultima zi din luna martie, energiile pentru această zi pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pe partea de bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant, în primul rând pe partea de dragoste avem aici regele de monede, cel mai abundent, afluent și stabil rege din toată suita de tarot. Pentru cei singuri e posibil aici să întâlniți o persoană mai matură, mai în vârstă sau o persoană cu o situație financiară mai bună decât a voastră. De asemenea, e posibil să întâlniți această persoană la locul de muncă sau prin intermediul unor colaboratori, a unor parteneri de afaceri. E posibil să fie o persoană care lucrează în domeniul financiar, bancar sau care are poziție de conducere într-o companie. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, mai multă stabilitate, mai mult echilibru și mai multă abundență în relația voastră. Fie că voi sau partenerul sau partenera voastră să primiți o mărire de salar sau e posibil ca împreună, ca și un cuplu, să luați niște decizii pentru stabilitatea voastră financiară. Fie că decideți să vă mutați împreună, poate vă logodiți, poate vă căsătoriți, poate faceți niște investiții împreună, poate vreți să vă cumpărați o casă și trebuie să mergeți la bancă, să cereți un credit, să rezolvați cumva toate aceste aspecte financiare. Aici orice pași faceți pentru mai multă stabilitate în relația voastră vor fi foarte bine aspectați. Pe partea de sănătate avem aici optul de bâte. După criza de ieri, fie că a fost o criză existențială sau o criză la propriu fizică în organismul vostru, astăzi e momentul să faceți o schimbare. Și vedem aici cu optul de bâte că lucrurile se mișcă cu rapiditate și se mișcă într-o direcție foarte bună pentru sănătatea voastră. Cu această carte este important să luați decizii rapide și să le implementați în viața voastră începând din această clipă. Nu mai ezitați, ascultați sfatul medicului, ascultați sfatul terapeutului, începeți tratamentul care este necesar pentru voi, începeți regimul, dieta, exercițiile fizice care sunt recomandate pentru voi. Cu optul de bâte, lucrurile se vor desfășura cu rapiditate și dacă sunteți dispuși să depuneți efortul necesar și rezultatele o să se vadă foarte, foarte rapid în corpul vostru, în organismul vostru. Aici vă îndreptați într-o direcție pozitivă, nu mai ezitați, nu mai stați pe gânduri, faceți schimbarea care este necesară pentru voi. Pentru cei care nu aveți probleme majore de sănătate, aici cu optul de bâte, astăzi este o zi în care o să fiți mai agitați, mai nervoși, mai tensionați decât de obicei și vă puteți folosi de toată această tensiune acumulată ca să faceți sport, ca să vă eliberați prin exerciții fizice. Ar fi indicat să nu faceți aceste exerciții fizice de unii singuri, pentru că o să fie mai plăcut dacă practicați anumite sporturi de echipă, dacă faceți mișcare împreună cu cineva, cu un grup de prieteni, sau dacă nu se poate fizic să vă întâlniți cu aceste persoane, uitați-vă la diferite săli de sport care oferă cursuri online, prin Zoom sau prin tot felul de platforme din acestea de comunicare online. Ideea e să participați aici la activități de grup, activități făcute împreună cu alți oameni. O să fie foarte benefice pentru voi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem împăratul, arcana majoră care în tarot simbolizează zodia berbecului. Dacă sunteți berbeci și astăzi este ziua voastră de naștere la mulți ani, vă dorim tot binele din lume. Și în același timp, aici, un mare semnal de alarmă, pe partea voastră de bani, carieră, situație financiară, se întâmplă niște lucruri importante pentru voi. Fiți foarte atenți să nu ratați o ocazie importantă care apare aici pe finanțele voastre. Și aici mesajul acestei cărți este să vă redobândiți autoritatea. Fiți foarte atenți, atât la locul de muncă cât și în afaceri, la
acele zone, acele activități, acele parteneriate în care nu vă simțiți tocmai în largul vostru. Și dacă simțiți că ceva nu e ok, dacă instinctul vostru vă spune că n-ar trebui să vă băgați în afacerea asta, că n-ar trebui să acceptați anumiți termeni contractuali sau că un anumit task, o anumită activitate nu e tocmai benefică pentru voi și pentru dezvoltarea voastră în carieră, această carte vă îndeamnă să fiți încăpățânați. Și dacă voi simțiți că ceva nu e ok, să aveți curajul să spuneți nu. Mare atenție, nu trebuie să fiți violenți, nu trebuie să fiți agresivi verbali. Dimpotrivă, energia împăratului este una foarte calmă și foarte calculată, pentru că împăratul își cunoaște propria valoare și nu simte nevoia să ridice tonul vocii, să folosească cuvinte urâte, să fie agresiv nici verbal, nici fizic, pentru că găsește alte metode prin care să impună respect. Și aici, ăsta cred că e cel mai important lucru care ar trebui să rămâneți aici pe partea de finanțe și de afaceri. Astăzi este ziua în care trebuie să impuneți respect. Să găsiți metoda cea mai diplomată prin care să vă impuneți autoritatea, pentru că sunteți o autoritate în domeniu, ideile voastre contează, sunt valoroase și aici e foarte important să nu vă lăsați călcați în picioare. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, pentru toată lumea. Până când amestec eu aceste cărți, vreau doar să vă readuc aminte să vă uitați și pe canalul meu de YouTube, unde mai găsiți o grămadă de alte videouri special pregătite pentru voi. Etalări anuale, etalări lunare, etalări interactive care sunt general valabile și în care trebuie să vă folosiți și voi de intuiția voastră pentru a găsi mesajul care se potrivește pentru voi. Și acum să vedem mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Sunt dispusă să mă schimb și să cresc. Când sunt gata să fac schimbări benefice în viața mea, atrag orice lucru de care am nevoie să mă ajute. Un mesaj foarte frumos care completează această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!